Salutare lumea și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de Rank Skywars. Astăzi avem un episod un pic mai diferit pentru că am avut o serie de probleme pe care cred o să fie nevoie să le clarific, să spun așa. Deci, în primul rând, eu filmasem în jur de 40 de minute și OBS-ul s-a decis, ia să-i scriu eu pe hard numai ultimele 20. Și asta a făcut și aparent avem toggle sync, ceea ce nu prea ai voie pe iPixel, dar o să-l opresc eu. Și o altă chestie, între timp am reușit să îmi stric calculatorul, după cum puteți observa am reușit să-l repar, doar că la costul de a pierde aproape toate informațiile și în momentul actual, așa, de acum mi-am configurat astfel modurile și o să arate așa, dar eu vă las oricum cu episodul, o să vorbim mai mult despre astea în episodul de mâine, care va fi un episod de solo Skywars. În care o să vorbesc despre multe chestii, pentru că dacă se observă ceva diferit, este pentru că am un nou mouse, din câte știu vorbesc în clip despre nou mouse, așa că vă las cu videoclipul. Salutare lumea, numele meu este Viper și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de Hypixel Rank Skywars. Suntem aici alume pe Hypixel și în acest episod pare că începem cu un match pe Equinox, o mapă foarte interesantă și în momentul actual nu știu de ce merge Minecraft-ul, cum merge în momentul actual, adică se mișcă un pic sacadat, probabil nu, iar mi s-a resetat monitorul, pentru că fața schimbă am făcut monitorul la 75 de Hz și tot se resetează la 60 și nu știu cum să rezolv, dar, well, nu prea am ce să fac, oricum lume, acesta este primul episod cu noul meu mouse, noul meu mouse fiind, mă rog, nu este nou, este nou pentru mine, este un Razer Deathadder și fața schimbă am luat un mouse nou pentru că mi-a stricat click-ul de la cel vechi, nu știu cum am reușit, dar am băgat prea mult Minecraft și se mai strică și click-urile astea și... What? Ok. Da, probabil suntem într-o situație destul de nașpa acum. Avem un gap ăla, ok. Bun, am luat un kill acolo, numai că din păcate tipul ăla nu prea a avut nimic la el. Și ăsta are 4 HP. Ceea ce înseamnă că mergem pe el. Și trebuie neapărat să-mi adaug un mod să văd ce efecte, ce status efecturi am. Chiar dai pe bune? Ai puțin de magician? Ce frumos! Ți-a dat singur poison. Și am picat. Aș putea să sosesc foarte ușor aici. 20 HP, ok, n-are niciun rost, pentru că tipul ăla are fucking 20 HP. Și treci pe ăsta. Se trezește și el să joace și el un Rank Skywars. Și nu spune că e după mine. E după mine. Pe bune, chiar o să te duci pe mine? Și ăla o să vină pe la spate. What the fuck are you doing, man? And we did it. Am reușit să câștigăm, am reușit să-i batem pe amândoi și am luat și două kill-uri, deci GG. Dăm un alu ăsta, nu ia absolut deloc knockback. Deci ați observat nivelul de knockback pe care l-a luat, că a fost 0. O să se ducă camp. What the fuck are you doing, man? Și ăla a sărit în void și aparent am câștigat. Well, ăsta a fost un match interesant. Și mi-a picat a cincea oară la rând mapa asta. Așa că ce putem să facem decât să dăm rush? Ah, ce bun. Nu, ești bun, ești bun la Skywars. Nu am ce să spun. Și ne-am făcut cu Sharpness 2. Bun, deci aparent strategia mea să dau clean-up la clean-up. Nu s-a dovedit a fi cea mai rea strategie care există, dar acum o să trebuiască să luăm cumva refill-ul, fără să vină tipul ăsta și mai întâi o să ne golim inventarul de iteme care nu ne trebuie. E, nu, gata. La revedere. Pe mapa asta o să încercăm o nouă strategie, o să dăm rush, o să... Nu, e chestul meu, nu. Și acum o să mergem să... Chestul meu, nu. Poți să spargi? Poți să nu te teleportezi? Mersi. Bun, well, acum e timpul să ne întoarcem acasă.
Da, și bineînțeles că nici el n-avea armură, nici chesturile n-aveau armură și nici noi nu avem armură acum, dar cert este că ăsta nu și-a minat diamantele dintr-un motiv sau altul, ceea ce înseamnă că până la urmă o să avem armură. Și pur și simplu mi-au picat buzi din chest, minunat. Și pur și simplu a trebuit să mă pușești tu când eu sunt prea bun. Și acum suntem fungi, deci o să ne încercăm strategia noastră. O să mergem, deci luăm primul chest. Nu ne-au picat blocuri. Folosim acest bloc de miceliu. Îl reutilizăm. Ok, aparent strategia nu a mers chiar cum îmi imaginam, dar a mers într-o oarecare măsură. Și acum e timpul să îți dăm sie bătaie. La revedere, atât pot să-ți spun. Cu un rod din ala Azlo, nu mai ai nicio șansă. Și aparent am ajuns șefii midului. Ăla aparent nu a murit. Cum nu a murit, mă? Da, aparent a intrat în pământ. Ăsta. Și se pare că am primit o a doua șansă să reușim. Deci o să împice blocuri. Yes. Lumea, în momentul ăsta, cred că am belit Belengheru. Deci, nu știu exact cum o să procedăm aici. Ce ce ne fac? Din păcate, el nu știe că eu sunt în pământ aici. Deci, e un lucru și acesta. Și, poate dacă vă faceți voi destul de low. Hello! Am apărut și eu. Vedeți, lume, trebuie numai să fiți prea buni și totul merge conform planului. Dar, lume, cred că cu chestia asta o să încheiem și noi aici episodul. Avem 1070 rating, ceea ce este un număr al unei plăci video destul de bune. Dar, da, lume, o să încheiem aici episodul. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să lăsați un like. Eu am fost Azlo și noi ne vom vedea data viitoare cu mai mult Rank Skywars sau Outlast sau Captive Minecraft sau, nu știu, vedem. Dar, la lume, eu am fost Azlo, ne vom vedea data viitoare. Salut!